O bună dimineață tuturor de partea Națiunilor Unite în Republica Moldova. Ar dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați aderat astăzi la această sesiune. De asemenea, vreau să apreciez profund faptul că dumneavoastră participați atât astăzi în această prezentare, dar și în consultările care au dus la această analiză comună de țară a Republicii Moldova. În calitatea de partener de dezvoltare în Republica Moldova, crearea unei înțelegeri comune cu privire la provocările și oportunitățile din țară este un proces important, astfel încât să avem o înțelegere comună. Noi am putea să percepem provocările și oportunitățile din diverse perspective, dar de asemenea am putea să avem și soluții diferite în ceea ce privește abordarea unor provocări specifice. Atunci când conlucrăm cu partenerii, mai cu seamă cu guvernul, suntem mai eficienți și mai efectivi atunci când ne aliniem necesităților și strategiilor naționale, inclusiv cu niște acorduri comune cu privire la priorități. Această analiză comună de țară în Republica Moldova, ONU, este o analiză imparțială, independentă, colectivă a situației socioeconomice a țării, care va servi drept bază pentru stabilirea priorităților în cadrul ONU, care vor alimenta eforturile de mobilizare de resurse, dezvoltarea de parteneriate de cooperare, dar de asemenea și vor fi o bază pentru designul tehnic a proiectelor care vor contribui la dezvoltarea durabilă a țării. Această analiză utilizează o abordare bazată pe dovezi, colectând datele naționale, cercetările și de asemenea implicând organizațiile societății civile în identificarea domeniilor de prioritate și a grupurilor țintă. Această analiză comună de țară, de asemenea, mai relevă disparitățile și provocările existente în Republica Moldova cu care Republica Moldova s-a confruntat de ani de zile. Chiar dacă am avut parte de progres care a fost atins în reducerea sărăciei, în creșterea economiei durabile și schimbărilor climatice, oricum, în Republica Moldova, din păcate, persoanele devin mai vulnerabile și migranții devin mai izolați de familiile lor. Criza COVID-19 a aprofundat aceste inegalități existente, dar de asemenea ne-a reamintit cât de interdependenți și interconectați suntem noi ca populație și ca comunități. Pentru a oferi asistență în răspunsul la COVID-19, ONU a elaborat peste 25 de evaluări cu privire la impactul pandemiei, dar de asemenea și un plan detaliat de răspuns economic și social, care de asemenea a fost inclus în analiza pe care o vom prezenta-o astăzi. Această analiză comună de țară se bazează pe contribuțiile și expertizele din partea a 23 de agenții ale ONU. Drepturile omului au fost intercalate în cadrul documentului și recomandările din partea convențiilor cu privire la drepturile omului au fost incluse în analiză. Această analiză se bazează pe o promisiune de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Această promisiune nu doar numai se referă la cei bogați și la cei săraci, dar de asemenea necesită combaterea discriminării, inegalităților și a cauzelor acestora. Analiza, de asemenea, este în conformitate cu strategia de dezvoltare națională Moldova 2030 și, de asemenea, se mai axează pe constatările din evaluarea națională voluntară a Republicii Moldova. Aș dori să evidențiez 4 mesaje cheie din cadrul raportului. Sigur că raportul este unul foarte vast și, de fapt, trebuia să aleg doar numai 4. Deci, astfel aș dori să menționez următoarele. Inegalitățile încă sunt mai persistente și afectează cele mai vulnerabile grupuri din perspectiva de mediu, socială și economică. Coeziunea socială este fragilă. Atitudinile negative față de femei, persoanele cu dizabilități, persoanele LGBTI și de asemenea intoleranța socială continuă să afecteze coeziunea socială generală. Guvernanța, participarea și instituțiile guvernamentale au nevoie de o consolidare în continuare. Schimbările climatice au avut parte de un impact semnificativ asupra agriculturii Republicii Moldova, afectând mijloacele de trai persoanelor. În timp ce costul măsurilor de adaptare la schimbările climatice este înalt, totuși costul de inacțiune este unul dublu. Prezentarea de astăzi a fost organizată să vă oferim analiza noastră cu privire la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă care au fost grupate sub cei 5P,
populația, planeta, prosperitatea, pacea și parteneriatele. Cei cinci P-e relevă cum ODD-urile reprezintă un cadru interconectat și care ne spune de nesprijin obiective foarte solide și temeinice. Acest cadru este foarte important pentru a vedea cum Guvernul Republicii Moldova a raportat către Consiliul Economic și Social ONU cu privire la realizarea ODD-urilor. Dar înainte de a oferi cuvântul oaspeților noștri, aș dori să vă menționez că această analiză comună de țară, inclusiv rezumate executive și, de asemenea, toate datele statistice, sunt disponibile acum pe site-ul web al ONU Republica Moldova. Traducerea în română va fi disponibilă pe același website în următoarea săptămână și sper eu că acesta va fi util pentru dumneavoastră în activitatea dumneavoastră. Iar acum aș dori să ofer cuvântul secretarului de stat de partea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, domnul Gheorghe Leuca. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Domnul Leuca, sunteți disponibil pentru a adera la conversația noastră? Se pare că secretarul de stat are unele probleme de conexiune la platformă, dar vom încerca să oferim oportunitatea de a lua cuvântul de îndată ce va reveni. În acest context, aș dori să menționez că înainte de a începe această sesiune cu privire la analiza comună de țară, vreau să spun că ONU își asumă angajamentul pentru a asigura transparență și pentru a oferi suport guvernului în modalitatea noastră de design a programelor noastre și noi vom continua această tradiție de colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, de asemenea cu multe alte ministere, cu Ministerul Finanțelor, cu Cancelarea de Stat, de asemenea. Iar acum, haideți să trecem la prima prezentare a constatărilor și să ofer cuvântul lui Duminica Stoianovska, reprezentanta UN Women în Republica Moldova, care să ne facă o trecere revistă a grupurilor vulnerabilor care au fost identificate prin intermediul acestei analize. Vă rog frumos, Duminic, aveți cuvântul. Vă mulțumesc mult! Bună dimineața tuturor participanților! Voi trece la această prezentare succintă și doar vreau să menționez ceea ce a menționat deja și Steinman. Principiul este de a nu lăsa pe nimeni în urmă și, într-adevăr, abordarea acestei abordări este nu doar să ne axăm pe cei săraci, dar de asemenea să încercăm să combatem discriminarea, violența, să oferim accesul la justiție pentru toți într-un mod egal. Această analiză comună de țară a identificat grupurile vulnerabile în Republica Moldova, cum a menționat și Simon, prin faptul că a analizat foarte multe date, evidențe, statistici, dar de asemenea am avut parte de foarte multe analize sistematice și am încercat de asemenea să încercăm să vedem care este impactul COVID-19 și am consultat de asemenea un șir de reprezentanți din diverse grupuri. După cum vedeți, din această prezentare, într-adevăr, analiza cu privire la identificarea grupurilor vulnerabile s-a axat pe factori cheie care au fost luați în considerație. În primul rând, discriminarea, de aceea noi am încercat să vedem care este statutul de discriminare, să vedem discriminarea în baza de sex, vârstă, dizabilitate, grupurile sociale, dar de asemenea am încercat să utilizăm și evidențele și recomandările din partea diverselor organe ale ONU. Geografia, izolarea, riscul de excludere din cauza locației. De asemenea, ne-am mai axat pe un astfel de criteriu cum este vulnerabilitatea față de șocuri, care include conflictele, climatul, șocurile de mediu, pandemie. De asemenea, ne-am bazat și pe guvernare, dar și pe statutul socioeconomic. Acestea au fost criteriile pe baza căruia noi am identificat grupurile vulnerabile în baza evaluării și consultărilor pe care le-am purtat
pe care sunt toate listate aici, printre care am identificat persoanele cu dizabilități, persoane care locuiesc în zonele rurale, femeile, victime ale violenței, populația de etnie roma, copii vulnerabile, de asemenea, producătorii mici agricole, persoanele care trăiesc, sunt afectați de HIV, persoanele în ietate, persoane LGBTI, persoanele din centrele de detenție, migranții care se reîntorc, familiile acestora, persoanele cu dizabilități. De fapt, această analiză comună de țară evaluează vulnerabilitatea fiecărui grup în parte și, de asemenea, impactul COVID-19 asupra acestuia și cauzele de rădăcină pentru aceste vulnerabilități. Din cauza că nu avem timp suficient, aș dori să spun că foarte multe din aceste grupuri, de asemenea, sunt mai afectate de diverse forme de discriminare și diverse nivele de sărăcie. Ca exemplu, dacă ne uităm la grupul de etnie romă, deci observăm că dânșii sunt supuși unui nivel dublu de discriminare. Și dacă ne uităm la copii, deci aici din nou vedem diferențe între copiii cu dizabilități, copiii de etnie romă, dar și analiza ne oferă o bună evaluare a diverselor straturi de discriminare pentru diverse grupuri vulnerabile. De asemenea, aici am dorit să vă oferim doar numai câteva date din tot amalgamul de date existent și putem să observăm că, într-adevăr, ratele cu privire la sărăcie extremă s-au redus din 2012 și, de asemenea, vedem că venitul al gospodăriilor celor mai sărace a crescut cu 38% datorită asistenței sociale și remitențelor. Oricum, mai avem 24,3% din gospodării care se confruntă cu o sărăcie absolută. De asemenea, pensia minimum a acoperit 63% din necesitățile de bază. Și dacă observăm că indicele de dezvoltare umană crește în Republica Moldova, totuși atunci când am încercat să măsurăm inegalitățile pentru fiecare dimensiune, am observat că Republica Moldova de fapt a pierdut 10,4% în 2019 în progres în ceea ce privește dezvoltarea umană din cauza inegalităților persistente. Dacă analizăm sărăcie persistentă, observăm că unele grupuri sunt afectate mai mult decât altele și acest fapt a fost exacerbat de către pandemie COVID-19. Regiunile de centru și de sud au parte de cel mai mare număr de persoane sărace și cota celor sărace este de 3 ori mai mare în zonele rurale decât în zonele urbane. 31% versus 10%. Gospodăriile cu 5 sau mai multe persoane sunt afectate de un risc mai înalt al sărăciei. O pătrime din copii și o pătrime din populația 60 plus trăiesc în sărăcie. Persoanele de etnie romă și persoanele cu dizabilități sunt cele mai vulnerabile. Deci, într-adevăr, am observat aceste diferențe enorme și în ceea ce privește impactul pandemiei de COVID-19, observăm că una din 5 gospodării sărace au redus cheltuielile pentru sănătate și educație drept urmare a acestei pandemii. UDP succint, asta ar fi prezentarea mea, ținând cont de timpul alocat pentru prezentarea acestor date, însă noi suntem disponibili pentru orice comentare și pentru orice contribuție pe viitor și chiar invit toți participanții să studieze toate aceste detalii, mai cu seamă în ceea ce privește capitolul cu privire de a nu lăsa pe nimeni urmă. Vă mulțumim mult, dar într-adevăr înțelegerea vulnerabilităților este într-adevăr un punct important de start, astfel încât să înțelegem care este situația cu privire la dezvoltarea socioeconomică. La acest moment, totuși, vreau să ofer cuvântul secretarului de stat din partea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Vă rog frumos, domnule secretar de stat, aveți cuvântul. În primul rând, vreau să-mi cer scuze pentru acele probleme tehnice cu care ne-au confruntat, deoarece n-am putut să ne conectăm la timp. Excelențelor, colegi, doamnelor și domnilor,
Am onoare să particip aici reprezentând prim-ministrul Republicii Moldova, excelența sa, domnul Aureliu Ciocoi, la acest important eveniment de lansare a analizei comune de țară și, de asemenea, să discutăm cu privire la această analiză comună de țară din partea ONU pentru Republica Moldova. Națiunile Unite este un partener cheie de dezvoltare pentru Republica Moldova și guvernul apreciază înalt rolul și contribuția echipei de țară ONU în avansarea agendei de dezvoltare a țării. În conformitate cu cadrul de parteneriat pentru dezvoltare durabilă din 2018 până 2022, noi știm că noi ne axăm pe câteva domenii tematice și noi știm că, într-adevăr, echipa de țară a oferit suport consistent pentru Republica Moldova în ceea ce privește adoptarea agendei 2030 de dezvoltare la contextul țării, astfel încât să ni se ofere o nouă posibilitate să venim cu o nouă strategie de dezvoltare a țării Moldova 2030 și de asemenea ne acordă suport pentru a implementa prioritățile țării în conformitate cu ODD-urile și de asemenea în conformitate cu acordul de asociere UE Republica Moldova. În conformitate cu angajamentul Guvernului Republicii Moldova de a realiza ODD-urile, ar trebui să menționăm că eforturile guvernului în acest proces sunt mereu susținute cu diverse consultări externe care sunt realizate de către Cancelarea de Stat în ceea ce privește Agenda 2030 și cum o putem aplica în contextul local. În același timp, avem parte de o bună cooperare cu echipa de țară, ONU și guvernul, nu doar numai în ceea ce privește progresul obținut în implementarea unor ODD-uri și a unor strategii de prioritate, dar vreau să menționez că, într-adevăr, am încercat de asemenea să vedem și unele deficiențe împreună în anumite domenii. Astfel, progresul în continuare în ceea ce privește consolidarea instituțiilor guvernamentale, de asemenea consolidarea coeziunii sociale, combaterea inegalităților și de asemenea combaterea schimbărilor climatice, toate acestea sunt imperative. Toate aceste domenii sunt foarte importante și, într-adevăr, am avut parte de referințe care ne-au fost oferite pentru realizări în aceste domenii din cadrul Agendei 2030 și în baza diverselor lucrări de politici, astfel încât să asigurăm că nimeni să nu fie lăsat în urmă în acest proces. Și de asemenea să avem parte de o sporire durabilă în venituri, să încercăm să facem față inegalităților, să combatem inegalitățile, discriminările, să promovăm învățarea pe tot parcursul vieții și multe alte obiective. Agenda 2030 este într-adevăr bazată pe eforturile globale durabile și tot ceea ce se întâmplă rezonează cu ce este întreprins de către Republica Moldova, de către Guvernul Republicii Moldova pentru a asigura un trai decent și un viitor durabil pentru cetățeni acasă. Pandemia de COVID-19 și consecințele devastatoare acestuia, într-adevăr, au reprezintă o barieră pentru a atinge ODD-urile, însă noi vom încerca să avansăm cu această realizare și un rol major în acest suport vine din partea echipei de țară, ONU, și credem noi că, într-adevăr, acest proces trebuie să se bazeze pe această analiză a situație socioeconomice din țară și a contextului politic din țară. În aceeași ordine de idei,
Vreau să recunosc faptul că, deși acest document urmează să ne arate care vor fi prioritățile pe viitor și suportul ONU pentru țară, pentru identificarea lacunelor și oportunităților, pentru a accelera realizarea Agendei 2030 și va servi drept bază pentru cadrul de cooperare cu echipa de țară ONU, astfel încât să avem un program comun de lucru. Este de înțeles faptul că această analiză de asemenea se bazează pe datele disponibile, pe statisticile naționale și de asemenea date bazate pe sondaje, dar de asemenea se mai bazează și pe lucru analitic al diverselor agenții ale ONU. Se bazează de asemenea și pe evidențele și constatările recente. Pentru a permite timp suficient pentru consultări și pentru consiliere tehnică, noi, după cum cunoaștem, această analiză a făcut tot posibilul să se bazeze pe toate contribuțiile posibile. Vreau să spun că, într-adevăr, am avut parte pe parcursul acestor ani de elaborarea câtorva strategii sectoriale din partea diversului ministere și astfel această analiză este foarte importantă, deoarece într-adevăr oferă o viziune imparțială cu privire la situația socioeconomică din Republica Moldova și de fapt servește drept bază pentru eforturile de dezvoltare, nu doar numai pentru agențiile care lucrează sub umbrelă ONU, dar de asemenea și pentru mulți alți donatori. Este o bună fundament pentru cadrul de cooperare între ONU și Republica Moldova pentru anul 2021. Deci noi cunoaștem faptul că ne propunem să identificăm soluții pentru a accelera Agenda 2030 pentru Republica Moldova și astfel încât să avem parte de niște decizii prioritizate în cadrul Guvernului Republicii Moldova, care vor fi bazate pe niște politici în bază de evidență și dovezi. Acest document important va servi pe viitor drept cadru de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și echipa de țară a ONU pentru programele noastre comune, bazându-se pe principiul de o acțiune în solidaritate, de angajamente comune și de asemenea oferind un fundament pentru realizarea Agendei 2030 cu privire la ODD-uri. Conform celor menționate de către coordonatorul rezident, acel raport național cu privire la realizarea Agendei 2030, care a fost pregătit și de asemenea a fost expus la o ședință de nivel înalt din New York, într-adevăr arată care este situația din țară. Evidențiază realizările, provocările și care sunt soluțiile pentru a încerca să realizăm toate ODD-urile. În același modalitate, lansarea acestei analize comune de țară reprezintă o etapă într-un proces de vastă durată pentru cooperarea pe viitor pentru perioada 2023-2027 între ONU și Republica Moldova. Deci vom încerca să identificăm provocările în realizarea ODD-urilor la nivel național, astfel încât să parvenim cu cele mai bune soluții și de asemenea, în baza principiului de a nu lăsa pe nimeni în urmă, în baza principiului de calitate de gen, în baza principiilor drepturilor umane, cred eu că acestea sunt cele mai importante în proces. Mai cu seamă, atunci când vorbim despre această criză COVID-19, care a adăugat riscuri noi pentru durabilitatea progresului care a fost atins până la moment și generează noi vulnerabilități și riscuri pentru incluziunea socială. Dar ca să nu mă aprofundez în prea multe detalii, cred eu că aș oferi cuvântul tuturor celorlalți vorbitori din această sesiune, doar numai că vreau să evidențiez din nou că principiul de inclusivitate și de a nu lăsa pe nimeni în urmă este transpus în strategia de dezvoltare națională a Republicii Moldova, Moldova 2030 și sigur că va conduce țara la realizarea ODD-urilor și vom încerca să parvenim din partea Guvernului
guvernului cu eforturi durabile, astfel încât să asigurăm progresul țării în ceea ce privește includerea celor mai marginalizați și excluse grupuri ale populației. De asemenea, acționând în cel mai bun interes al cetățenilor noștri și pentru a accelera realizarea Agendei 2030 a ODD-urilor, vreau să spun că aceasta reprezintă o comunitate, o oportunitate pentru noi, pentru angajamentul nostru partajat. Deci ne-am asumat angajamentul pentru ca în comun să explorăm posibilitatea de valorificare a tuturor posibilităților, astfel încât să asigurăm o dezvoltare durabilă a țării. În timp ce Republica Moldova acum într-adevăr se confruntă cu această criză a consecințelor pandemiei, a celor amenințări care stau în fața țării pentru a avea parte de o țară plină de prosperitate, cred eu că acum nu mai putem să amânăm, toate acțiunile care trebuie să fie întreprinse în ceea ce privește soluționarea conflictelor, confruntarea schimbărilor climatice, dezvoltarea socioeconomică a țării. Astfel, noi, într-adevăr, vom încerca să prioritizăm deciziile strategice, astfel încât să avem parte de niște politici bazate pe dovezi. Și noi credem că această analiză comună de țară va contribui la definirea unei noi cadrul de cooperare între Republica Moldova și ONU, astfel încât să avem parte de o dezvoltare durabilă și astfel încât să avem parte de suportul de evaluare a Națiunilor Unite într-o abordare inegalităților și pentru a face față acelor probleme care avem în cadrul în cadrul dezvoltării socioeconomice a țării. Vreau să spun că, într-adevăr, și schimbările climatice au avut parte de un impact semnificativ asupra agriculturii Republicii Moldova, deci aici este un domeniu în care trebuie să ne axăm. Vom continua să găsim pârghii astfel încât să avem parte de o dezvoltare pașnică și durabilă a țării. Da, într-adevăr, trebuie să venim cu un apel față de acțiunile din partea guvernului și împreună cu ONU, astfel încât să asigurăm că obiectivele naționale și cele internaționale să se complementeze. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă și că recuperarea noastră este pe calea cea dreaptă. Dezvoltarea durabilă trebuie să fie atinsă, trebuie să abordăm inegalitățile persistente care afectează cele mai vulnerabile grupe din punct de vedere social, economic și cel de mediu. Guvernul Republicii Moldova își asumă angajamentul de a conlucra cu Națiunile Unite pentru a contribui de asemenea la prioritățile de dezvoltare, la prioritizarea drepturilor omului și pentru a îmbunătăți mijloacele de trai pentru toată populația din țară, mai cu seamă pentru grupurile vulnerabile. În concluzie, aș dori să menționez că în baza rezultatelor deja atinse, Guvernul Republicii Moldova, în cooperare cu echipa de țară ONU, va încerca să continue să avanseze agenda 2030, astfel încât să realizăm ODD-urile, dar de asemenea și cu angajamentele cu privire la drepturile omului din țară. Vă mulțumesc mult și îmi pare rău pentru faptul că am luat atât de mult în timpul dumneavoastră cu această cuvântare. Vă mulțumim mult, domnule secretar de stat, vă mulțumim mult pentru că ați aderat la sesiunea noastră și de asemenea de-am partea sistemului ONU din Republica Moldova. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că avem parte de o cooperare și încredere din partea dumneavoastră. Și de asemenea aș dori să apreciez recunoașterea dumneavoastră acestei analize comune de țară și cum aceasta ar putea să fie corelată cu multe alte procese care sunt realizate de către guvern, drept urmare a evaluării voluntare națională
cu privire la agenda 2030, dar de asemenea și cu privire la cele planuri sectoriale care urmează să apară. Vă mulțumesc pentru această recunoaștere. Iar acum să trecem la faptul că noi tot menționăm că nimeni nu trebuie să fie lăsat în urmă, este o promisiune pe care noi încercăm să o realizăm și această analiză comună de țară a fost elaborată după consultările cu peste 36 de organizații din societatea civilă din diverse sectoare și în colaborare cu ONU și cu ONG-urile și organizațiile societății civile. Și vreau să spun că această colaborare este absolut esențială, astfel încât să avem parte de progres în acest principiu. De a nu lăsa pe nimeni în urmă. Ne face plăcere astăzi să avem parte astăzi drept participantă o reprezentantă a societății civile și anume Leleana Rotaru, care este președinta a CCF Moldova. CCF Moldova a fost constituită în 2004 și are misiunea de a crea un mediu de respect și speranță pentru copiii în necesitate, astfel încât ei să-și dezvolte potențialul de plin, dar de asemenea și multe alte abilități pentru o bună schimbare în schimbarea copilului, comunității și familiei. Vă rog mult, doamnă Rotaru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc mult, bună dimineața tuturor, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat astfel încât să partajez unele idei în baza experienței noastre de a conlucra în fiecare an cu copiii vulnerabili și familiile lor. Aș dori să încep prin faptul de a mă baza pe ce de doamna Stoianova a prezentat în prezentarea dinții, deoarece primul meu punct de referință este că de obicei nu ne confruntăm cu un singur factor de vulnerabilitate, dar ne confruntăm cu o acumulare de astfel de factori. Acumularea factorilor de vulnerabilitate duce la provocări complexe care au nevoie de soluții complexe și intervenții complexe, de nu ele devin cronice. Și doar numai un exemplu, câțiva ani în urmă am lucrat cu o familie de 4 copii. Niciun copil nu avea certificat de naștere, deoarece nici bunica, nici mama lor nu aveau aceste certificate. Din aceste considerente, acest fapt continuă să afecteze copiii în accesul lor la școală. Deseori avem parte de vulnerabilități intergenerației, istorice, de ani de zile, de decenii. Și aș dori ca cu toate să începem să ne gândim în mod realist. Ce putem face în contextul resurselor umane, resurselor financiare limitate și expertize limitate? Intervențiile trebuie să țină cont de acest fapt. În experiența noastră, în cazul în care avem parte de o situație de familie care s-a deteriorat deja de vreo 15-20 de ani, sigur că un proiect de un an nu va putea să ofere stabilitate acestei familii. În acel de-al doilea rând, aș dori să menționez că la acest moment sistemul nu dispune încă de intervenții intersectoriale cu servicii pentru cei mai vulnerabili copii și pentru cea mai vulnerabilă populație. Și de mă gândesc la cei care sunt dependenți, violența domestică, sărăcie extremă, instituționalizarea, disabilitatea, prevalența dezinstituționalizării pentru unele grupuri de copii și adulți. Atunci când ei rămân în comunitatea lor, aceste grupuri ar putea deveni invizibile, pe când instituționalizarea, daunele care parvin din instituționalizare, într-adevăr, parvin cu niște consecințe care afectează pe toți. În cel de-al treilea rând, aș dori să vorbesc despre faptul cum pandemia a afectat grupurile vulnerabile de copii. Noi lucrăm din 2016 cu aproape 100 de copii care au parte de tulburări a auzului și uite, am auzit din partea dânșilor că acest ultim an a fost unul provocator pentru dânșii în ceea ce privește accesul la servicii de educație, servicii medicale, servicii de reabilitate. Și pentru o bună parte din acest an nu au avut parte de acces la echipament de protecție personală. De asemenea, acest an a afectat multe alte grupuri vulnerabile din cauza faptului că taxele nu au fost achitate în buget pentru serviciile sociale minime, deci multe
raioane au înghețat aceste servicii, le-au stopat aceste servicii pentru cele mai vulnerabile grupuri de copii și familii. Ce am putea face noi în calitate de societate civilă, în calitate de CCF? Vă voi partaja doar câteva strategii. Vom continua să oferim suport direct familiilor cu care lucrăm, dar de asemenea trebuie să recunoaștem faptul că avem parte de nu doar CCF, dar întreaga societate civilă are parte de soluții limitate, de resurse limitate. Vom continua să oferim suport raioanelor în dezvoltarea serviciilor. Vom continua să ascultăm de populație, deoarece, într-adevăr, noi avem o poziție unică. Noi ascultăm persoanele, lucrăm cu persoanele, dar, de asemenea, putem și să transpunem toate aceste cunoștințe pe politica de dezvoltare a politicilor. De asemenea, vom continua să schimbăm atitudinile, astfel încât să edificăm coeziunea socială, astfel încât să avem parte de o atitudine etică față de grupurile vulnerabile. Această strategie are nevoie de voință politică, resurse umane, financiare, know-how și noi suntem unul dintre cei care putem contribui. Durabilitatea, într-adevăr, este o mare provocare, dar noi vrem să mulțumim suportului partenerilor de dezvoltare, dar cred eu că trebuie să dezvoltăm mai multe parteneriate cu partenerii corporativi, care de asemenea, ceea ce este în conformitate cu ODD-urile, să aducem și partenerii corporativi în aceste angajamente de a schimba societatea spre bine. Am avut parte de niște exemple foarte bune. Acestea sunt poate că de un tip mai excepțional, atât înainte de 2020, dar și pe parcursul 2020 am conlucrat cu fundații bancare, fundații farmaceutice, cu mass media, am conlucrat de asemenea cu companiile de sănătate, cu diverse tipuri de parteneri de business și li suntem recunoscători pentru acest fapt. Și de asemenea aș dori să reiterez angajamentul nostru de a lucra spre schimbări în societatea noastră, deoarece noi ne dorim să reprezentăm cele mai vulnerabile grupuri, astfel încât să ne asigurăm că din cei vor avea parte de niște politici excelente care vor fi implementate și vor produce rezultate bune pentru aceste grupuri. Vă mulțumim mult, Liliana. Vă mulțumim de asemenea pentru CCF Moldova. Sigur că ONG-urile și organizațiile societății civile reprezintă niște aspecte importante ale societății care poate contribui la dezvoltarea țării. Dar, de asemenea, să ne uităm că este important și faptul că dumneavoastră aveți parte de capacități de a face advocacy și de a ridica nivelul de conștientizare despre excludere și despre drepturile omului. Vă mulțumim mult pentru activitatea depusă și, de asemenea, vă mulțumim mult pentru implicarea dumneavoastră în acest proces. Iar acum, aș dori să o invit pe Nighina Abazade, reprezentantă rezidentă a UNFPA, astfel încât să ne prezinte constatările cheie ce țin de demografie, sănătate și educație. Doar nu uitați că noi avem parte de traducere simultană în trei limbi, deci vă rugăm frumos să aveți parte, să vorbiți un pic mai lent. Vă mulțumim mult tuturor și, Nighina, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc mult, Simon, și bună dimineața, dragi colegi! Eu voi prezenta un rezumat care se referă la secțiunea cu privire la populație și voi începe cu niște aspecte demografice. După cum cunoașteți, Republica Moldova, într-adevăr, are parte de un nivel înalt de emigrare, mortalitate înalte, rate reduse de naștere și îmbătrânirea populației, care au un impact important asupra dezvoltării țării. Moldova este printre țările de top, care are parte de cea mai rapidă reducere a populației. Rata emigrării a lucrătorilor cu calificare înaltă este de circa 40%. Astfel, Republica Moldova, într-adevăr, este în top 10 țări din regiunea europeană în ceea ce privește emigrarea muncitorilor calificați. Țara se confruntă cu îmbătrânire rapidă și coeficientul de îmbătrânire a crescut de la 18 până la 21%. Și acest fapt, într-adevăr, a dus la faptul că avem și consecințe economice și bugetare.
Aș dori să spun că îmbătrânirea, într-adevăr, are un impact diferit asupra femeilor și bărbaților, deoarece se bazează pe niște prestații acumulate, care sunt acumulate pe parcursul activității. Femeile trăiesc mai mult, dar într-un nivel mai înalt de sărăcie. De asemenea, să nu uităm că potențialul tuturor persoanelor nu este abordat și, într-adevăr, avem o provocare adițională din partea faptului că avem acces limitat la serviciile sociale pentru toate persoanele și, de asemenea, și un acces limitat la sursele digitale. De asemenea, am observat că rata de fertilitate în Republica Moldova este în descreștere. Deci, da, este un pic mai mare decât media UE, dar oricum, dacă ne uităm la ultimele date din sondaje, observăm că Republica Moldova, de obicei, familiile din Republica Moldova înregistrează o fertilitate destul de redusă, deoarece deciziile cu privire la copii sunt luate în baza oportunităților economice ale familiei, de asemenea accesul la diverse servicii sociale și sănătate. Deci, pentru a concluziona cu privire la acest slide, în ceea ce privește dinamica populației, vreau să spun că Republica Moldova pierde circa 1,5% din populația sa anuală. Reducerea populației urmează să continue cu depopularea zonelor rurale și, în conformitate cu prognozele pe care noi le avem, populația țării sigur va fi mai mică de 2,4 milioane de persoane până în 2035, deoarece, din păcate, rata în continuare de creștere a emigrării va continua să sporească problemele socioeconomice în țară. Și dacă am putea să trecem la următorul slide, vă rog. Deci, acest slide va acoperi mai multă speranța de viață în Republica Moldova a crescut cu 1,6 ani, ceea ce este o evoluție pozitivă, însă în același timp ar trebui să ne uităm la determinanții sănătății. Și ce observăm? Observăm, de asemenea, o creștere a poverii maladiilor. Acest fapt este cauzat de factorii de conduite și alți factori socioeconomici, sunt niște factori care, într-adevăr, conduc la un nivel de mortalitate. Observăm că speranța de viață pentru o femeie în Republica Moldova este de 71,6, dar vedem că, de asemenea, avem parte de o situație mai bună decât în cazul bărbaților. Însă, într-adevăr, să nu vedem că bărbații de asemenea, observăm că utilizarea serviciilor de sănătate a crescut pe parcursul timpului, dar protecția financiară s-a deteriorat, ceea ce a dus la un nivel înalt de expunere a pacienților la plățile din buzunar. Și, de fapt, sistemul de sănătate este oglinda a inegalităților existente, inegalitățile în accesul la serviciile medicale, mai cu seamă pentru persoanele de etnie romă, persoane cu disabilități, persoane care trăiesc cu HIV-SIDA, persoanele în detenție. Am putea să observăm din diagramă că populația rurală trăiește cel puțin 4 ani mai puțin decât persoanele din așezămintele urmare. De asemenea, vedem că, într-adevăr, acest fapt este derivă din faptul că avem parte de o înaltă emigrare și, de asemenea, lipsa de acces la multe servicii. Toate acestea, într-adevăr, derivă din faptul că avem o alocare per capita redusă pentru sectorul sănătății. Sigur că pandemia din 2019 a afectat foarte mult sistemul de sănătate și, de asemenea, serviciile medicale, dar să nu uităm că trebuie să ne axăm acum destul de mult pe serviciile de imunizare, care sunt extrem de importante. Și dacă să vorbim despre învățământ, despre educație, vreau să spun că Republica Moldova are niște riscuri destul de înalte.
Deoarece rata de înrolare în școală pentru 3 de 36 ani a crescut de la 44% până la 87%, dar oricum observăm o discrepanță destul de mare între zona rurală și urbană. În ceea ce privește învățământul superior, rata în învățământul superior este în descreștere, deoarece avem mai multe persoane tinere care încearcă să studiază care studiază peste hotare. Inegalitățile în ceea ce privește statutul de gen, de minorități, de asemenea, au un impact asupra acestor rate. Și toate acestea au fost agravate pe parcursul ultimului an. Observăm de asemenea că un număr de copii nu au avut parte de acces la serviciul de educație, deoarece nu au avut dispozitivele necesare pentru învățarea online. 25% din cei care au fost în școală au participat la învățarea online, dar oricum avem parte de multe discrepanțe. Deci, inegalitățile, dar de asemenea și calitatea serviciilor educaționale, într-adevăr, au avut parte de un impact asupra performanței copiilor, asupra performanței elevilor. Noi vedem că copiii din zona rurală, într-adevăr, parte au de discrepanțe în ceea ce privește accesul la educație și, într-adevăr, este nevoie să avem parte de Deci, asta ar fi o scurtă trecere în revistă cu privire la situația în ceea ce ține serviciile educaționale, serviciile medicale și demografie dentară. Și acum, Simon, vă rog frumos, aveți cuvântul. Vă mulțumim mult, Negina. Într-adevăr, ați încercat să ne oferiți o imagine complexă. Și după cum v-am menționat, într-adevăr este foarte dificil să explicăm atât de multe date într-un timp atât de succint, dar toate sunt disponibile în raport. Și acum am plăcerea să le invit pe ambasadorul în Republica Moldova, domnul Peter Mihalko. Dumneavoastră aveți cuvântul, domnule ambasador. Vă mulțumesc mult, domnule secretar de stat, colegi, prieteni. Deci, reprezentanți ai familiei ONU, dragi reprezentanți ai autorităților din Republica Moldova, dragi participanți la acest eveniment, haideți să încep prin a vă mulțumi pentru invitație de a acest eveniment, la această lansare a analizei comune de țară pentru Republica Moldova. În acest context, aș dori să evidențiez cooperarea excelentă cu Uniunea Europeană și cu în familia ONU în Republica Moldova. De asemenea, aș dori să-l felicit pe domnul coordonator rezident ONU și întreaga echipă ONU care lucrează în Republica Moldova pentru activitatea pe care o realizați pentru țară și pentru populația țării. Aș dori de asemenea să mulțumesc antevorbitorilor pentru faptul că au prezentat constatările acestei analize în profunzime a situației socioeconomice din țară și a contextului politic. Mai cu seamă am atras atenția aceste prezentări din partea doamnei Neghina, din partea reprezentantei rezident UNFPA și vreau să spun că, într-adevăr, este foarte important să îmbunătățim traiul persoanelor în Republica Moldova. În acest context, asistența UE pentru Republica Moldova este foarte important, doar ce noi centrăm pe populație. Da, într-adevăr, populația este beneficiarul suportului nostru. UE și statele sale membre sunt cel mai mare donator în Republica Moldova.
Deci, deși cooperarea UE, Republica Moldova încearcă să susține implementarea reformelor democratice și îmbunătățirea mijloacelor de trai pentru persoanele din întreaga Republica Moldova. Din aceste considerente, în anii precedenți, UE a parvenit cu resurse substanțiale financiare. Suportul din martie anul trecut, o bună parte a suportului din partea UE a fost realocată pentru consecințele cu pandemiei COVID-19. De asemenea, am încercat să ne axăm pe consecințele economice pentru țara. Ne bazăm pe contribuțiile din partea tuturor instituțiilor UE și le combinăm cu resursele combinate colectate de către statele membre UE, astfel încât să abordăm diversele consecințe ale pandemiei. Dacă să vorbim despre contextul geopolitic din întreaga lume și dacă să vorbim despre provocările globale, cum ar fi pandemia, COVID-19, schimbările climatice, transformările digitale și de asemenea implementarea Agendei 2030, aici, în Republica Moldova, noi, cei din Uniunea Europeană, credem, precum că avem nevoie de parteneriate solide, care să fie, și de asemenea avem parte de o guvernare multilaterală și de asemenea avem parte de o cooperare. Această criză a COVID-19 exemplifică necesitatea unor soluții multilaterale. Într-adevăr, acum avem acel moment astfel încât să încercăm să coordonăm răspunsul la această criză globală. În calitate de reprezentant înalt al Uniunii Europene, a menționat, deci multilateralitatea este foarte importantă, ea contează, dar nu putem să fim mereu multilaterali. Noi, de asemenea, trebuie să încercăm să vedem care este posibilitatea de a parveni cu niște parteneriate mai solide, mai temeinice, astfel încât, într-adevăr, să venim cu un răspuns la toate aceste provocări ale veacului 21, care, într-adevăr, vor pune în amenințare chiar și existența umană. Uniunea Europeană intenționează să se axeze pe soluții corporative, astfel încât să avem parte de un trai mai bun pentru populație. Domnul secretar de stat s-a referit la aceste idei. Trebuie să consolidăm recuperarea globală, trebuie să promovăm dezvoltarea durabilă și sănătatea publică. De asemenea, să ne uităm că avem nevoie de tranziție digitală și verde. Trebuie să apărăm drepturile omului și statul de drept. Cum putem să realizăm toate acestea? Deci, acest context multilateral trebuie să fie reinvigorat astfel încât să fie în conformitate cu necesitățile existente și să facem față provocărilor veacului 21. Și cum am putea să avem parte de succes? Trebuie să facem față cererilor din partea cetățenilor în ceea ce privește transparența, calitatea, inclusivitatea și realizarea de servicii. Trebuie să avem parte de o posibilitate de a oferi un trai mai bun pentru persoane care să fie în siguranță cu drepturile respectate și cu posibilitatea de a avea parte de un trai sănătos, fără corupție, prosper, cu un viitor pentru ei înșiși și pentru familiile lor în țara lor. Uniunea Europeană și statele sale membre va continua să susțină Republica Moldova, va continua să colaboreze cu echipa de țară a ONU pentru binele populației Republicii Moldova. După cum o spunem, împreună suntem puternici. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim mult, domnule ambasador Mihalko, și da, într-adevăr, Națiunile Unite valorează atât parteneriatul cu UE, dar de asemenea cu echipa din Republica Moldova și noi susținem, într-adevăr, principiul dumneavoastră de a vă centra pe populație, de a vă centra pe oameni atunci când vorbim despre dezvoltare durabilă. Și ne dorim să avem parte de o colaborare temeinică pe viitor. Ambii suntem în perioada de elaborare a strategiilor noastre de cooperare pentru următorii ani. Deci vom încerca să cooperăm împreună pe viitor. Pentru următoarea secțiune aș dori să
să o invit pe Ala Lepciu, coordonatoarea națională ILO, care ne va partaja concluziile în ceea ce privește dezvoltarea durabilă socioeconomică și dezvoltarea pe piața muncii. Ala, vă rog! Thank you, Simon. And good morning to everyone. Bună dimineața tuturor! Aș începe prin a vă reaminti că economia Republicii Moldova într-adevăr s-a extins cu un mediu cu 5% anual pe parcursul ultimului deceniu și, de fapt, remitențele au contribuit și investițiile directe străine au contribuit la acest fapt. Investițiile directe, după cum a relevat analiza noastră, într-adevăr, tendințele sunt în declin pentru aceste investiții directe străine. Și IT-ul este un sector care este în creștere, iar agricultura, care este un mare angajator, din păcate, rămâne a fi vulnerabilă la mulți factori, inclusiv schimbările climatice, preluarea tehnologiilor care ar utiliza practici de coproducere inteligente din punct de vedere al adaptării la schimbările climatice. De asemenea, să ne uităm că avem parte de lacune în ceea ce privește sectorul de inovații, ce astfel încât în acest sector suntem sub media în UE și cifrele de pe ecran ne arată acest fapt. De asemenea, să nu uităm că IMM-urile din Republica Moldova reprezintă circa 98% din toate întreprinderile, dar acestea nu sunt îndeajuns de productive, nu sunt îndeajuns de diversificate. Republica Moldova este deschisă pentru comerțul extern, dar potențialul de a exporta este redus. Da, să notăm că avem foarte multe IMM-uri, dar majoritatea sunt mai cu seamă în zona urbană. Numărul IMM-urilor care oferă produse și servicii verzi este în reducere. Pandemia, de asemenea, a afectat economia, deoarece, într-adevăr, vedem că spre sfârșitul 2020 creșterea s-a redus. De asemenea, Moldova este într-o criză și vedem că creșterea pentru 2020 s-a redus cu 7% în ceea ce privește PIB-ul. Datoria publică a fost circa de 36% din PIB, iar nivelul remitențelor încă este semnificativ și a crescut de fapt în 2020, ceea ce sugerează o mai bună utilizare a canalelor de transfer a remitențelor. COVID-19, într-adevăr, a afectat diverse servicii, mai cu seamă sectorul serviciilor, care contribuie cu circa 60% din la întreaga valoare adăugată și oferă, de asemenea, un loc de muncă pentru circa 60% din femei. Dar, totuși, doar numai una din 10 întreprindere a primit suport din partea statului în 2020. Dacă e să vorbim despre piața muncii, evaluarea noastră relevă faptul că chiar și înainte de pandemie, creșterea a fost una fără creare de locuri de muncă, cu șocuri vizibile pentru piața muncii. Dacă ne uităm la rata șomajului, vedem că este una redusă, dar problema este că rata șomajului, într-adevăr, de asemenea, duce la nivele înalte de inactivitate. Ratele reduse de ocupare sunt mai cu seamă din cartea incidenței înalte în rândul femeilor, tinerilor și tuturor lucrătorilor din afara pieței muncii. Nivelul înalt de moldoveni care lucrează peste hotare, de asemenea, explică aceste rate ocupării reduse. Circa 30% din tinerii din Republica Moldova nu sunt activi, nu sunt nici în educație, nici în ocupare, nici în instruire. Lacunele de inegalitate au crescut. Vedem că persoanele cu dezabilități de două ori mai mult se confruntă cu riscul de a nu fi pe piața muncii. Rata de creare a locurilor de muncă s-a îmbunătățit, dar noile locuri de muncă prevalează în sectoarele de servicii și mai cu seamă au nevoie de calificări medii,
și vedem că sunt niște locuri de muncă care necesită calificări reduse. Calitatea muncii s-a înrăutățit, deoarece avem într-adevăr o mare trecere în ocupare informală, care nu are parte de protecție și perspective de dezvoltare. Criza COVID-19 a dus la faptul că într-adevăr parte de o pierdere a locurilor de muncă în rândul celor săraci, de asemenea a afectat mult mai mult femeile. De asemenea, a dus la faptul că freelancerii sau multe persoane cu locuri de muncă vulnerabile, de asemenea, au fost cei care au fost afectați cel mai mult, cum ar fi și producătorii mici agricoli, care au fost afectați din punct de vedere a veniturilor și a mijloacelor lor de trai. Deci, asta a fost pe scurt ceea ce am vrut să vă prezint, dar noi suntem deschiși pentru dialog și cooperare în continuare. Simon? Vă rog că aveți cuvântul. Da, Ala, mulțumesc, că într-adevăr imaginea este foarte dificilă pentru toate sectoarele și chiar vă încurajez pe toți să analizați cifrele din raport, deoarece sunt foarte multe și detaliate. Iar acum să trecem la ultima secțiune, și anume pacea și planeta, unde avem parte de niște componente adiționale din partea analizei comune de țară care încearcă să abordează ODD-urile 6, 12, 13, 14, 15 și 16. Doar acestea trebuie să încercăm să le înțelegem atunci când ne confruntăm cu una din cele mai mari provocări, și anume schimbările climatice și încălzirea globală. Sigur că unele grupuri sunt mult mai vulnerabile față de aceste provocări decât altele, iar acum aș dori să ofer cuvântul doamnei Dima Alcadam, reprezentanta rezidentă PNUD în Moldova. Dima, aveți cuvântul. Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc, Simon! Este o plăcere pentru mine să fiu parte din această discuție de astăzi și să adaug la această discuție vorbindu-vă despre două aspecte foarte importante, pacea și planeta. Două domenii în care noi, de asemenea, în calitate de sistem, avem parte de o colaborare strânsă cu UE. Haideți să încep cu pacea, partea ce ține de pace. Aici avem unele mesaje cheie care relevă din raport și acestea nu sunt exclusive, adică raportul ne oferă mult mai multe detalii. Dacă e să vorbim despre aspectele ce țin de pace, raportul a încercat să vadă care sunt inegalitățile de gen și violența în baza de gen, care rămâne a fi o problemă cheie în Republica Moldova, și unele din constatări ale analizei ne arată că 69% din femeile vulnerabile și-au pierdut cel puțin 25% din venitul lor pe parcursul pandemiei. De asemenea, avem și o situație cu privire la lacuna în ceea ce privește salariile între genuri în anumite sectoare de circa 14%, iar în unele sectoare a ajuns chiar la 38%. Dacă este vorbim despre participarea femeilor în business, aceasta s-a îmbunătățit cu 6,4%, de asemenea 40% de femei au fost victime ale violenței fizice domestice cel puțin o dată în viață. Lor. Și acest fapt a fost exacerbat de către pandemie și de către carantină și de către măsurile de a sta acasă. De asemenea, este important să cunoaștem că, într-adevăr, avem parte de o integrare redusă egalitate de gen în procesul de planificare strategică, bugetară și de dezvoltare. O altă parte a aspectului de pace, de asemenea, se bazează pe aspectele de coeziune socială, care rămâne a fi fragilă, cu atitudine negativă față de grupurile vulnerabile. Și acest fapt a fost, de asemenea, relevat de către acel sondaj SCOR, care a fost recent realizat, care ne arată că 85% din comunitate ar prefera ca persoanele LGBT să plece din comunitățile lor, 50% din persoane ar prefera ca persoanele care trăiesc cu HIV-SIDA să plece de comunitățile lor și, de asemenea, 30% ar prefera ca imigranții, populația romă și evreie să plece din comunitățile lor. Acest fapt ne arată că, într-adevăr, e nevoie de acțiuni
în acest domeniu. Și un alt mesaj cu privire la pace ține de necesitatea de a avea parte de un sistem de justiție centrat pe om, pe persoană. Și într-o susținere a acestui necesități ne arată și rezultatele acestei analize, deoarece 76% din utilizări ale instanțelor curselor ne oferă niște viziuni negative cu privire la performanța instanțelor. Și, de asemenea, foarte multe persoane cred că cursele sunt imparțiale. De asemenea, Moldova se clasifică pe locul 92 din 128 de țări în ceea ce privește indicele statului de drept. Deci, asta este imaginea în ceea ce privește dimensiunile cu privire la pace, care au fost relevate de către analiza comună de țară. Și aici avem parte de o dimensiune foarte importantă, după cum Simon a menționat și Peter de asemenea a menționat, și anume planeta. Și este extrem de important să cunoaștem precum că Republica Moldova este una din cele mai vulnerabile țări față de schimbările climatice în Europa. Și este important să menționez că, deși Republica Moldova este una din cele mai progresive în ceea ce privește avansarea politicilor sale, în ceea ce privește schimbările climatice, deoarece este a patra țară care și-a reprezentat cel de-al doua contribuției determinate națională, oricum implementarea UDAI ce e nevoie de mult de multe eforturi și acțiuni, anume în implementarea politicilor UDAI ce este într-adevăr nevoie să acordăm atenție. Dacă să reflectăm cifrele din analiza comună de țară, este important să vedem că dacă vorbim despre modelările climatice, atunci acestea prevăd precum că secetele vor deveni mai frecvente, mai severe, vom avea parte de un declin în precipitații de circa 6,8% și de asemenea vom avea secete mai severe și mai catastrofice. De asemenea, se prevede că până în 2080 două treimi de reducere vom înregistra în ceea ce privește resursele disponibile de apă și de asemenea vom avea de o survenire mai sporită a inundațiilor care vor deveni și mai severe. De asemenea, mai vreau să evidențiez aici și faptul precum că odată cu schimbările climatice și odată cu această agendă, Moldova, într-adevăr, are parte de planuri ambițioase, astfel încât să-și reducă emisiile gazelor cu efect de seră. Deci, într-adevăr, au parte de o ambiție astfel încât să ajungă până la o neutralitate climatică până în 2030. Acesta este un punct de intrare foarte bun. Dar să nu uităm că, de asemenea, și strategiile sectoriale sunt foarte importante. Ele, la moment, sunt elaborate în cadrul Planului Național de Adaptare la Schimbările Climatice, care este susținut de către Sistemul ONU cu parteneria din partea UE. În ceea ce privește reziliența, de asemenea, accesul la servicii de bază pentru grupurile vulnerabile, aceasta rămâne a fi o problemă cheie care trebuie să fie abordată, deoarece numai o cincime din populația rurală este conectată la instalațiile de canalizare. Acest fapt este extrem de important, deoarece, într-adevăr, ne spune ce e nevoie să fie abordat la nivel rural, astfel încât să ne asigurăm că avem parte de acces cuvenit la apă sigură pentru toate comunitățile în bază egală. De asemenea, să nu uităm că reducerea riscului de dezastre trebuie să fie integrată în politicile de dezvoltare naționale și, de asemenea, rata de generare a deșeurilor este cea de-a doua cea mai înaltă în Europa și acesta, într-adevăr, este un domeniu care trebuie să fie abordat din perspectiva reciclării, dar, de asemenea, din perspectiva dezvoltării de capacități, astfel încât să încercăm să vedem ce putem face pentru apeleuri la nivel local. De asemenea, este important să cunoaștem că 50% din poluarea totală a aerului este generată în orașe și acest nivel va urma să crească din cauza mișcărilor pe intern spre orașe. Și de asemenea, vreau să mai menționez că dacă este vorbim despre aspectul forestier, Republica Moldova are cea mai mică suprafață care este acoperită cu pădure din regiune, circa 11,2% din întreaga suprafață a țării și nu au fost careva schimbări între 2014-2020 în acest domeniu. Din aceste considerente, într-adevăr, e nevoie de niște acțiuni colective pentru a
spori acoperirea verde a țării. De asemenea, vreau să spun că Republica Moldova are circa 20 de acorduri multilaterale cu privire la aspectele ecologice. Deci, de asemenea, să ne uităm despre această misiune de operaționalizare Green Deal, care reprezintă o oportunitate pentru a avansa în acest domeniu. Vă mulțumesc mult pentru atenție și, similar ca și colegii mei, vă invit să citiți în profunzime această analiză comună de țară, deoarece, într-adevăr, acolo sunt foarte multe cunoștințe pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult, Dima, pentru această imagine comprehensivă. După cum ați spus, este doar numai trecerea în revistă, dar, într-adevăr, ne arată care sunt oportunitățile care pot fi studiate în continuare. Și acum vreau să ofer cuvântul domnului Adrian Irmurache, din partea Cancelarei de Stat. Deci vreau să spun că, de la bun început, vreau să menționez acest suport excepțional din partea Cancelarei de Stat pentru echipa de țară ONU și pe parcursul multor ani și, într-adevăr, sunt interlocutorii noștri cheie pentru multe strategii care le implementăm în colaborare cu guvernul în țara. Vă mulțumesc mult pentru participarea dumneavoastră de astăzi, domnule Adrian Irmurache, și vreau să aud din partea dumneavoastră care sunt prioritățile Guvernului Republicii Moldova în ceea ce privește dezvoltarea socioeconomică durabilă a țării. Vă mulțumesc, domnule Springet, vă mulțumesc, dragi colegi. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea pentru Cancelarea de Stat de a participa la acest eveniment. Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră calde. Chiar apreciem înalt cooperarea noastră cu ONU și cu UE și cu mulți alți parteneri de dezvoltare. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, vreau să spun că trebuie să menționăm că viziunea pe termen lung a țării în ceea ce privește strategia de dezvoltare națională a țării 2030, în conformitate cu care dezvoltarea durabilă a țării trebuie să fie centrată pe calitatea vieții persoanelor, pe faptul cum pe viitor am putea să includem un venit durabil, mijloace de trai decente, și toate aceste aspecte au nevoie de o abordare sistemică. Deci, de la prioritățile guvernului în ceea ce privește dezvoltarea socioeconomică, într-adevăr, trebuie să aibă parte de un caracter inclusiv și durabil. Trebuie să asigurăm un nivel înalt de prosperitate pentru cetățeni într-o economie mai productivă, mai inclusivă, care să fie bazată pe valorificare deplină a creșterii durabile socioeconomice, dar de asemenea și pe o distribuție echitabilă a bunăstării. Uite, aceștia vor fi piloane pentru guvern în aceste sectoare. Într-o lume de incertitudini și provocări cu care ne confruntăm acum, când avem nevoie și de această tranziție digitală, atunci când avem parte de aceste tendințe demografice îngrijorătoare, guvernul încearcă să bazeze pe o dezvoltare astfel încât să asigure condiții de trai și, de asemenea, să oferim niște posibilități astfel încât să avem parte de o bună politică în ceea ce privește diversele sectoare, astfel încât să avem parte de o creștere durabilă și sustenabilă, astfel pentru a asigura condițiile de o economie digitală și durabilă. Dumneavoastră cunoașteți că alte priorități trebuie să fie definite în următoarea agendă a guvernului. În primul rând, noi ne vom axa pe oportunități mai mari pentru IMM-uri în economie. De asemenea, ne vom reacta pe o întreprinderi inovative și productive, crearea de locuri de muncă mai sigure, mai bine plătite, mai bine achitate. Aici ne vom axa mai cu seamă pe ocuparea formală, astfel încât să avem parte de venituri durabile. Dar este de asemenea important să eliminăm economie de umbră. De asemenea, trebuie să reducem amprentele economice asupra ecologiei. De asemenea, este nevoie să identificăm reziliența față de provocările critice cu care ne confruntăm acum, dar de asemenea și să dezvoltăm capacitățile instituționale. Probabil că cunoașteți că la moment noi, într-adevăr, avem parte de provocări profunde în ceea ce privește capacitățile în autoritățile noastre. De asemenea, mai merită de menționat faptul că proiectul unei strategii economice inclusive, digitale și productive integrează în mare măsură, de asemenea, și
doar aceste angajamente menționate. Dar, de asemenea, aș dori să mai menționez și programele de suport business care, la moment, sunt realizate și care, într-adevăr, au parte de succes în realizarea obiectivelor lor. Deoarece, prin aceste programe, se încearcă să se abordeze un șir de probleme, inclusiv pentru persoanele vulnerabile, din grupurile vulnerabile. Și, de asemenea, să ne uităm că încearcă să facă față și problemelor sectoriale, cum ar fi economia verde, digitalizarea economiei sau, de exemplu, promovarea exporturilor. Pe de altă parte, toate aceste programe, de asemenea, mai conțin și o componentă semnificativă financiară, durabilitatea lor este condiționată de disponibilitatea a resurselor anuale alocate din buget. De exemplu, programul Business pentru Femei deja a rezervat toate resursele care au fost alocate în 2020, dar noi suntem numai în martie. Dar dacă e să vorbim despre transformarea digitală a IMM-urilor, astfel încât să se valorifice potențialul inovativ al acestora, pe aici nu avem nicio resursă care să fie alocată pentru 2021. Astfel, în astfel de situație, suportul din partea partenerilor de dezvoltare este crucial pentru țara noastră. În același timp, dacă ne referim la această analiză comună de țară, aș dori să menționez că dacă să vorbim despre prosperitate, pace, populație, eu cred că o bună parte din agenda Moldovei este prezentă aici și și vreau să menționez de asemenea că în această ordine de idei, în baza concluziilor evaluării voluntare națională, guvernul și a reiterat angajamentul astfel încât să accelereze atingerea ODD-urilor astfel încât pentru care un progres moderat a fost înregistrat. Dar de asemenea să identificăm care ar fi cauzele pentru acest progres moderat astfel încât să vedem cum putem să accelerăm realizarea ODD-urilor. La finele intervenției mele, aș dori să menționez că noi cunoaștem că pentru a aborda toate aceste provocări și pentru a le dezvolta niște oportunități de dezvoltare durabilă, este nevoie să avem parte de un angajament împreună cu partenerii noștri, care este absolut crucial. Și astfel, în acest respect, un pas important într-o asigurare, implicarea tuturor actorilor în procesul de accelerare a Agendei 2030 va fi un ciclu de dialog de politici care vor fi organizate de către guvern cu suportul echipei de țară a ONU și vreau să vă mulțumesc mult pentru acest suport și vreau să spun că acesta implică organizarea 7 evenimente care vor fi dedicate acelor provocări care au fost identificate în evaluarea națională voluntară și de asemenea acelor afecțiuni care, consecințe care au fost identificate drept urmarea unui an de COVID-19. Deci vom încerca să identificăm care sunt punctele slabe în politicile existente, să parvenim cu cele mai bune practici, astfel încât să facem față provocărilor. Și de asemenea este foarte important să identificăm care ar fi cele mai potrivite parteneriate între guvern și partenerii de dezvoltare pentru a face față acestor provocări. Vreau să spun că aceste dialoguri vor fi organizate din aprilie până în august anul curent și toți sunt invitați astfel încât să avem parte de cele mai bune recomandări din partea tuturor. Și după cum a menționat și Simon, noi vom utiliza rolul nostru de cancelare de stat astfel încât să încercăm pe cât de mult posibil să reflectăm recomandările în acele documente de politici pe care noi le elaborăm în cadrul ministerului. Utilizând această oportunitate, vreau să evidențiez din nou suportul înalt pe care îl primim din partea echipei de țara a ONU în diverse sectoare și în diverse domenii pe care înalt îl apreciem, dar asemenea apreciem înalt și parteneriatul cu Uniunea Europeană, care s-a dovedit a fi într-adevăr un foarte eficient pentru a accelera dezvoltarea țării. Vă mulțumesc mult pentru invitația de astăzi, vă mulțumesc mult pentru faptul că ne-ați oferit posibilitatea să partajăm și opinia noastră. Vă mulțumim, domnule secretar general adjunct,
Și, într-adevăr, această analiză comună de țară ne-a relevat oportunitățile și, de asemenea, cred eu că acel dialog cu privire la politici care va fi derulat în următoarele 6 luni, într-adevăr, este o oportunitate de a încerca, de a vedea unde sunt oportunitățile, astfel încât să implicăm și partenerii de dezvoltare în acest proces de dialog în bază de politici. Și vă mulțumim mult pentru această invitație care a fost vociferată față de partenerii de dezvoltare. Cer scuze pentru faptul că noi un pic am trecut peste agenda care a fost preconizată, dar acum, la final, ar dori să ofer cuvântul lui Lars Lombach, șeful misiunii OIM, pentru a veni cu cuvintele de concluzionare. Vă mulțumesc mult, Simon, vă mulțumesc mult pentru faptul că mi-ați oferit o astfel de oportunitate, astfel încât să parvin cu aceste remarce concluzionare succinte. Deci, slide-urile pe care noi le-am analizat pentru aceste concluzii, cred eu că sunt destul de potrivite, deoarece să nu uităm că tot vorbim despre aspectul de parteneriate și acest fapt a fost menționat de asemenea de către domnul ambasador Mihalco ca fiind foarte important. Și sigur că echipa de țară ONU de asemenea percepe parteneriatele drept un factor cheie pentru a încerca să analizăm acele probleme despre care s-a vorbit până la moment. Haideți să încerc să vă menționez 3 puncte drept urmare acestei discuții, astfel încât să reconstruim mai temenic dezvoltarea economică și socială a țării. În primul rând, după cum am observat pe slide-urile anterioare, parteneriatele în ceea ce privește finanțarea dezvoltării va fi absolut esențială pentru pașii pe viitor. Am observat în această analiză comună de țară, precum că Republica Moldova rămâne să se bizuie foarte mult pe resursele din extern pentru reformele structurale. Și aceste resurse din afară, într-adevăr, vin din partea instituțiilor financiare internaționale, care reprezintă o sursă majoră pentru finanțare, pentru prioritățile de dezvoltare din Republica Moldova. Deci, într-adevăr, dacă e să vorbim despre dezvoltarea pe viitor, trebuie să ne axăm și pe parteneriatele publice-private, care, într-adevăr, sunt susținute și de legislația din Republica Moldova. În al doilea rând, dacă e să vorbesc despre parteneriate, aș dori să menționez despre necesitatea de a avea parte de o abordare proactivă față de o treime din cetățenii din Republica Moldova care trăiesc peste hotare, deoarece multe alte țări din Europa, Georgia, Kosovo, Bosnia, Herțegovina, noi știm că și Republica Moldova nu este o excepție în ceea ce privește problemele și aspectele demografice care au fost descrise de către doamna Naghina. De asemenea, aici trebuie să avem parte de niște statistici mai bune, mai strategice. Deci trebuie să sporim oportunitățile pentru diaspora și de asemenea să percepem diaspora ca un partener. Este nu o diaspora istorică, dar este o diaspora care a fost creată doar numai câteva decenii în urmă și dinși, într-adevăr, sunt încă o sursă foarte importantă pentru valorificarea abilităților, calificărilor necesare în țară. Deci îmi pare că l-am pierdut pe Lars, din păcate. Deci, din păcate, l-am pierdut pe Lars în această concluzionare care urma să ne ofere, dar ținând cont de faptul că noi deja am trecut de timpul alocat pentru acest eveniment, aș dori să vă aduc mulțumiri tuturor dumneavoastră. Eu, personal, am dat seama că, într-adevăr, timpul dumneavoastră este excepțional de valoros
și apreciem înalt faptul că ne-ați oferit acest timp pentru acest eveniment și vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor care au reflectat asupra prezentării analizei comune de țară. Acest document va fi un document viu. Cred eu că acesta a fost menționat și de asemenea de către secretarul de stat în partea Ministerului Afacerilor Externe și a Integrării Europene. Ne vom actualiza această analiză pentru anul 2021, începând cu luna mai, și vom face tot posibil ca acest proces de analiză să fie unul de colaborare. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru timpul acordat acestui eveniment și vă încurajez să treceți pe site-ul nostru web, să descărcați raportul și vom fi foarte interesați să portăm și conversații adiționale cu privire la acesta și pe marginea acestuia. Vă mulțumesc mult, să rămâneți sănătoși, păstrăm legătura și, după cum a spus și domnul ambasador Mihalkov, suntem împreună mai puternici. Deci, vă mulțumesc mult tuturor, să aveți parte de o zi bună!